Salut! Eu sunt Bogdan și în clipul de astăzi o să împărtășesc o bucurie alături de voi, mai exact, de la acest model de telefon Huawei Nova 5T, care l-am folosit pentru a face filmările pentru canalul meu. Am reușit să fac un efort și să-mi cumpăr un alt telefon. Și este vorba despre un Samsung Galaxy S21 5G. Și o să-l desfac împreună cu voi. Produsul l-am desfăcut în magazin ca să-l văd, dar nu l-am pornit, nu m-am uitat exact la lucrurile pe care le oferă. Ca și culoare este o gri, încă avem folia pe el. O să-l pornim alături de voi. Prima pornire a telefonului. În pachet, din ce am observat, are această cutie în care avem manualele, cheița pentru accesul la cartelă de la rețea și înăuntru mai avem cablul de încărcare. Am observat că și ceea ce nu-mi place e că nu mai îți oferă un încărcător pentru rețea. Dacă nu ai un altul, nu poți să-l folosești, mai ales că cablul este pe ambele părți, mufă Type-C și pe o parte și pe cealaltă, adică nu prea ai cu ce să-l încarci de acasă. Un încărcător vechi, dacă ai avut un telefon cu mufă Type-C sau cu un adaptor, ai rezolvat problema. Odată cu acest lucru am fost nevoit să-mi iau atunci și un încărcător dedicat de 25W. Asta nu l-am desigilat, la urma să-l desfacem și pe acesta. Ne cere și o cartelă. Cred că filmările o să iasă mult mai bine. Ca și specificații, am observat că am trecut de la o versiune de 6 GB RAM la 8 GB RAM, cum ziceam, este 5G față de 4G și are o memorie internă de să setez mai târziu, o memorie internă de 128 GB, la fel ca și telefonul meu. Dar am mare așteptări la camera de filmat. Am studiat destul de mult telefonul, să vedem dacă ne place. Numai puțin. Am vrut să împărtășesc alături de voi noul meu telefon, Samsung Galaxy S21 5G. Poate era o idee mai bună dacă luam varianta mai mare, S21 Plus, dar momentan atât s-a putut. La cât mai multe videouri alături de acest telefon, iar următoarea achiziție, o să pun și o poză, o să încerc să-mi cumpăr și un trepied cu stabilizator pentru filmarea, de exemplu, când fac videouri la mașini sau să fie static când fac filmarea la gen cum încercă varianta asta de aici de față. Bun, așteptăm un nou clip cu noul telefon și să vedem diferența la rezoluția de la filmare. Vă mulțumesc că v-ați uitat, pa, pa!